V-ați gândit vreodată cum ar fi dacă am pune pur și simplu 1000 de straturi peste un om? Astăzi facem joculețul de astăzi. Deci avem un omuleț albastru, iar vom pune 1000 de straturi de haine pe el, ceea ce mi se pare super, super tare. Ia uitați-vă, vă merge aici, se iau plus 6 straturi, vă merge aici, că oricum trebuie să le spargi. Vom încerca să le luăm pe toate. Și mai mult decât atât, uite aici, plus 3 straturi, plus 4 straturi, plus așa. Și aici în care să mergem. Cred că trebuie să mergem prin asta de aici, nu sunt sigur. Au, mi-a luat câteva straturi. Aici trebuie să avem grijă deoarece sunt cuțite. Oh, hai că m-am descurcat destul de bine. Luăm pe ăsta cu 8, luăm pe ăsta, minus 40, ăsta nu vreau să-l iau. Aici nu știu care e faza, dar încerc să mă duc. Mi-a luat câteva straturi. Ia să vedem. Și acum avem 35. Și acum să vedem care este faza. Hold to throw. Mamă, ne-am aruncat. Și în fiecare secundă pierdem straturi. Așa că o să mă duc la plus 8. Ca să-mi dea niște bonus buni. Level completed, super tare. Mamă, ce fain este joculețul ăsta. Eu sunt Felix și ar fi să rupeți butonul de cocolai. Că vă plac foarte mult joculețele astea, no pro hacker. Și mie îmi plac foarte mult, n-am crezut că o să-mi placă atât de mult. O să dau money, să primez mai mulți bani și să încep cu două nivele. Deci nu știu, mie îmi plac foarte mult, sunt foarte relaxante și tot timpul îmi place să mă joc pe astea noi. Nu mai mă satur de ele, deci așa nu am mai văzut. Așa am trecut prin asta, plus 7. Perfect, ăla cu minus. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Oh my god, iau pe asta că e mai mare. 23 mi-a luat ăsta, mi-a luat o grămadă. Hai să fac așa și luăm pe asta cu plus 8. Acum în asta trebuie să mergi care e cea mai mică. Cred că asta e cea mai mică, nu sunt sigur. Ok, minus 40 nu vreau să o iau. O să iau pe asta plus 8 și le iau pe asta repede, plus 11. Uitați-vă cât de mari suntem. Uitați-vă cât de mari suntem. Și acum voi, cred că avem destul de mult spațiu ca să facem un X10. Nu știu, e un risc. Risc. X10 este maximul. Na. Abia am luat ceva. Va, ce mi-a făcut-o. N-am reușit să iau. Deși nu mă așteptam la asta. Sincer, mă așteptam la asta. Și așa, în care mă duc? Mă duc în asta, că e mai groasă, nu? Da. Plus 10 sau plus 15? Plus 15, că e mai mare. Avem 39. Uite, aia de acolo e faină, că... Este, stai să vezi. Asta trebuie să facă verde. Stai să-l iau. Așa, nu l-am luat. Stai să vin aici. Lasă să vină spre mine. Așa. Și acum asta s-a făcut și l-am și pe ăsta. 80! Uitați-vă cât de mari suntem. Acum o să fac plus 10, garantat. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Plus 6. Nu l-am luat. Asta e. Deci acum avem 80. Cred că 80 este maximul. Așa. Și voi merge la plus 10. Nu dacă reușesc. A trebuit să reușesc cam mult mai mult decât data trecută. Eu zic că reușesc. Perfect! Și am făcut o grămadă de bani. 880, înainte am făcut 60. O să dau la mai mult să-mi dea și să încep cu un nivel mai mult. Și uitați-vă ce tari suntem acum. Oh, ce fain joculețele astea. Minus 18 nu vreau să le iau. Dar unul trebuie să ai grijă că se schimbă. Adică pur și simplu arată cu minus câteva și de fapt sunt cu plus după aceea. Ia să luăm toate astea. Nu știu pe care să-mi merge pe astea de aici, că am trebuit să mai puține. Ok, luăm astea. Scăpăm de cuțite. Așa. Oh, mi-a tăiat câteva. Luăm plus 8. Asta și asta se face cu plus? Nu, minus 40 nu se face cu plus. Am 32, destul de puțin. Cred că aș putea să fac un plus 8 cel mai mult. Ia să vedem. Știu că e un 8 acolo ascuns. Așa. X6. Hai să mergem X6. N-am vrut să risc. Mi-a dat niște bănuți buni. Am zis ce e în mână, nu-i minciună. Tot dau upgrade să dea bani mai mulți. Consider că asta e mai important. Investești un bani. Aici e partea faină că poți să aștepți și după aceea poți să mergi. Uite, plus 7, le iau pe astea două, mă duc aici. Și mă, ăsta, uite, se face, se face. Stau aici. Perfect. Luăm astea. Mergem pe asta cea mai mare. O să-mi ia câteva. Da. Să facem așa, să luăm pe astea câte mai multe. Plus 8 și o să merg pe asta. Ok. Asta e minus 40, nu cred că o să crească. Le iau pe asta. Plus 11. Perfect. Și aici să le iau cât mai multe. Oricum știu că îmi trebuie. Nu știu dacă reușesc X10 cu 58. O să trebuie undeva pe la 60-70. Dar o să reușesc un X8. Da. Super tare. Și asta 40. O să fac X10, că mergea foarte tare bine. Da, o să dau tot la bani. Este mai bine. Uite pe la plus 22. Ce-l vreau. Stau aici să văd cum se face. Când se face verde. Stau, aștept să facă verde. Haide mă, hai, fă-te verde. Că știu că poți. Nu se mai face verde.
S-a făcut verde o perioadă. L-am pierdut. Uite-l. Stai mă, ce bine că am avut răbdare să aștept. Hai că am luat destul de bine. 59, uitați ce grăsus suntem. Puțin. Ce fain sunt ăștia. Plus 34, hai la mine. Plus cât o fi tu aici? Plus 42. Și plus 7. Dar oricum 80 maxim. Din păcate. Această tribuna asta și mi-o grămadă. Dar nu contează că am aici plus... Trebuie să stac, trebuie să facă verde. Hai, de mine era să dau în el și aveam, rămâneam cu una. Ideea este că nu știu de ce nu se face. Ce trebuie să aștept ca să facă? Nu cred că mai merge. Dar cred că trebuie să iau din asta și după așa se face. Bun, hai că e bun și așa cât avem. Facem un plus, o puteam să fac X10 dacă jucam mai bine. Da, e bine și așa. O să dăm un X8, că nu avem ce să riscăm mai mult. Destul de bine, dar X10 l-ați dat tare bine. Perfect. Și acum o să dau puțin la level. Luăm toți ăștia. Așa. Asta nu se face cu plus. Tu nu te faci cu plus vreodată în viața ta. Nu cred că te faci. Că oricum l-avem pe ăsta. Așa. Oricum le pierdeam aici, deci nu contează. Plus 15 mai bun decât plus 10. Și acum nu știu cum se face ăsta. Uite. 80. Avem 80. Faza e că păcat că 80 este maximul. Că uitați, îl iau pe ăsta și nu mă aștept cu nimic. Aici e șmecherie, poți să mergi așa prin lămânările cuțitelor. Și acum o să facem iară X10, X, da, multiplicator X10. Haide. Adică eu așa cred. Mă duc până în cap, văd ce o să fie. Deci 40, 39, 38, 22, ceea ce înseamnă că trebuie un fel de 60 ca să reușești. 1200, super tare. Dăm pe bani, dăm pe asta și hai să continuăm. Noi se rugăm foarte bine cu joculețele astea. Acum se iau asta plus 6. Uitați acolo câți ne dau. Dai zidul. Zidul o să ni mănânce pe toți. Enervant este zidul ăsta. Ia uitați-vă, 31 și cât mai rămân. Mi-a luat 10. Aici e o șmecherie care poți să mergi pe la mânere. Am aflat-o. Și acum dacă ăsta plus 40 s-ar face verde. Dar nu știu dacă se face. Trebuie să mai așteptăm puțin. Zice să așteptăm sau nu? Eu zic că nu se mai face. Hai că merg așa, că nu cred că mai se mai face. Ideea este că mi-e trebuie un 60 ca să fac un X10. Și nu am decât de X8. Dar ok. Level 9. Super tare. Așa. 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 Și luăm X8. Văd că la X8 îmi dă mai puțin decât îmi dă. De exemplu, nu știu cum să vă zic, dar X8 nu e foarte aproape de X10. Ca să zic așa. Nu e doar 20%, e mai mult. Haide, deschide-te. O să le iau pe ăsta cu 7, aștept să vină. Așa, și acum să fac pe ăsta, așa. O să-mi iau o grămadă. M-a luat 20! Câtă hapsăneală. Numai care mai puțin, o să mergem pe asta. Ăsta ar fost genial dacă s-ar fost să pot să-l iau. Le iau pe ăsta, pe ăsta. Avem 51, îmi trebuie 60 ca să fac un X10. Ia să vedem, facem 60, nu facem. 59, nu o să meargă și o să vă arăt că nu merge. Trebuie fix 60. O să mergem la X10 să vedeți. Dar mi-e trebuie fix 60. Că le-am cu număratul. V-am zis? Ba, m-a dat X10, 59. Am fost pe aproape. A fost bine. E bine, deci 59 este minul pe care putem să-l facem. Tu te faci verde. Nenea. Nu se face. Bun, hai să luăm pe aici. Așa. Aici e foarte tare șmecherea că puteți să o luați pe la mânere, dacă vreți și voi. Stăm aici. Așa. Luăm pe ăsta, luăm pe ăsta, luăm pe ăsta. Am 80. Dacă tot să ne ia aici. Ia uitați-vă. Bă, mi-a luat 40. Bă. Așa, asta nu mai e verde. Hai de mine. Era verde înainte, ați văzut și voi. Nu știu care e șmecheria. X10, 45. Facem un X8? Perfect. Ce idee au oamenii cu atâtea joculețe? Mi se par super, super faine. Să facem un X7. Pot? Of. Practic, dacă tot îți bagi upgrade-uri, poți să începi cu 80, ceea ce este ok, dar depinde de nivel, că în unele nivele s-ar putea să nu te ajute absolut deloc. Datorită faptului că dacă treci printr-un zid din ăsta, uite, eu pot să am aici oricât. Și uitați, 32 și mi-a luat 10. Că numai cu 30, cu 22 poți să treci. O să mergem să luăm pe ăsta. Ăsta, tu nu te faci, nu o să mai face el. 31, destul de puțin.
Oh, mi-o lua și ăsta. Bă, uite cum mă suflă alea. Ați văzut? Așa ceva. Haide. Așa. Mergem la X8, că ăla e siguranța. Aici a băgat în spate. Bă, nici pe ăsta nu l-a nimerit. Mamă. Mamă, mamă. Asta se face verde? Vreodată? Te faci verde? Nu cred? Să luăm pe astea? Pac, pac. Nu văd niciun zid în față, ceea ce este super. Îl văd pe ăla cu 34. Ceea ce... Ba, uite, văd zidul. Ai de mine, ai de mine. Cât o să mănânce zidul ăsta. Fiți atenți, am 76, da? Și rămân cu 34, ceea ce nu mi se pare absolut deloc corect. Absolut deloc, mi-a luat totul. Aceeași nivel este ca data trecută. X-o facem. Mamă. Ce puțin. Bum, perfect. Așa, avem niște bănuți. Mai punem la level. Să vedem aici. Asta se face verde vreodată. Nu cred că se face verde asta, dar l-avem pe ăsta cu verde. Și luăm pe ăsta. Oricum, dacă n-ar fi zidul ăsta, aș face progresa mult mai bine. Zidul ăsta sunt cele care mă zăpăcesc. Stai că stau aici. Mi se pare că am văzut că s-o fușă ăla din mijloc. A, trebuie să am minim 38 ca să... Stai să vină la pe mine. Hai, vino, 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 vino. Fiți atenți, ăla cere... Da, am înțeles. Trebuie să ai minim 38 ca să le-i pălea. Am înțeles cum funcționează. Ok. Acum ar trebui să ne scurcăm foarte bine, că avem 80. Facem un X10 garantat. Ia uite și tu. Ce fain arată. Ia uitați-vă. Mergem la X10. Dar e foarte, dacă îmi dă, nu știu, poate îmi dă 1000 de bani la X10, dar îmi dă 600 la X8, deci nu știu cine a făcut matematică, 1300 mi-a dat. Bun, mai dăm un level pentru bani. Să mergem cu un nivel. Deci ăstea îmi trebuie, atenție, îmi trebuie 18 ca să facă la verde. Acum s-a făcut, ați văzut, m-am prins care e faza la jocul ăsta. Eu le iau pe toate, dar mi le papă zidul. Mi le papă zidul, bine, ia uite și tu. O să mânce tot zidul. A, cât o mâncat. Deci. Ca să iau aia între 40 și nu am. Bine că m-am prins cum funcționează jocul. Cred că o să mergem la X6 acum. M-am prins cum funcționează jocul. De exemplu, dacă cineva are nivelul, nu știu, 10 straturi, eu trebuie să am și o minim 10 straturi ca să pot să iau aia. Și are sens. Bun, hai să vedem acum ce putem să facem. Practic, uneori nu ai de ales, deoarece ți le ia zidul și nu ai, n-ai ce să faci. Așa, uite, acolo îmi trebuie să am 16 ca să le iau pe ăla, să facă verde. Uite, trebuie să le iau pe ăsta, să facă 16. Dar degeaba le iau, că uite, iar este zidul. Și rămân cu 22. Acum le iau pe ăstea. Și le-am luat aproape toate. Ial. Poți să le iau și pe ăsta? Nu pot. Nu pot să-i dau. Na, faza este că îmi trebuia 40, ceea ce n-am cum să fac, să iau pe ăsta. Nu aveam pur și simplu cum să fac. Era imposibil datorită faptului că am trânit zidul în față și îmi trebuie 59, am 58, da. 59 ca să fac X10, am 58. Nu mă bag la risc, că nu are rost. E bine și așa. Putem să fac un I7 să vedem ce-mi dă. Bun, bani mai mulți. Mai jucăm un nivel, asta cred că o să fie ultimul nivel. Fiți atenți, aici îmi trebuie 20 și 1 și 2 să fac asta verde, super tare. Să luăm așa, așa, să luăm tot. Așa, să luăm tot. Și acum nu e niciun zid, ceea ce este foarte bine. Pentru că, ba, uite zidul, zidul ăla furisit. Ai de mine. Ce-a furisit zidul, că uitați-vă și voi. Fiți atenți, când trec de asta, deja am 33. Și trebuie să am 34 ca să le iau pe ăsta de aici și nu mai pot să le iau. Ce mi-a făcut jocul, măi? Ce îmi face jocul ăsta, mă? E cumva gândit să te enerveze. Nu ai cum, nici dacă bagi upgrade-uri, n-ai cum să faci altceva, deoarece e zidul. Cu zidul n-ai cum să joci. Am jucat 19 nivele, îmi place foarte mult joculețul ăsta. Scrieți în comentariu dacă mai știu joculețe ca să jucăm un nou ProHacker. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa, pa!